Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului a lansat un spot social video în vederea sensibilizării părinților care vor să plece la muncă peste hotare. Spotul reflectă povestea unei mame care își lasă copilul pentru o perioadă de 3 luni în grija surorii sale, dar nu înainte de a anunța autoritățile locale. Guvernul a realizat acest spot cu susținerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a partenerilor UNICEF, Organizației Internaționale a Migrației, Ambasadei Franței în Republica Moldova și Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului. Spotul va fi difuzat la posturile de televiziune și radio începând cu 1 ianuarie 2014.